Pentru a vă înregistra la programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, accesați pagina web odim.md. Apoi, din meniul principal, găsiți secțiunea Programe. Îl identificați pe cel de care aveți nevoie, în acest caz Eco-IMM. Aici veți studia toată informația necesară referitoare la program. Până a vă înregistra la program, vă încurajăm să realizați un chestionar de autoevaluare a afacerii dumneavoastră. Accesați butonul Chestionar de evaluare. Vă înregistrați, iar ulterior veți completa toate câmpurile libere referitoare la apă, deșeuri, eficiență energetică și sistemul de management. După ce ați completat chestionarul de autoevaluare, reveniți la pagina programului, iar mai jos găsiți formularul de aplicare la program. Și completați fiecare spațiu liber cu datele corespunzătoare. Enumerați toți fondatorii întreprinderii, în cazul în care este doar unul, îl indicați pe acesta. Datele persoanei de contact, în acest caz, poate fi aceeași, adică administratorul. Trecem la pagina următoare. Aici trebuie să indicați volumul de produse, dar și venitul înregistrat în ultimii 2 ani. În acest caz, am indicat o companie fondată în 2019, respectiv pentru anul 2018, nu avem ce completa. Dumneavoastră trebuie să indicați exact venitul din vânzări și volumul produselor. Eu voi scrie niște cifre alese la întâmplare. La acest punct oferiți o scurtă descriere a produselor oferite de compania dumneavoastră. Le descrieți exact așa cum vi se cere. În cazul în care dețineți o marcă înregistrată la AGP, trebuie să menționați denumirea acesteia. În continuare urmează câteva întrebări despre activitatea dumneavoastră. Bifăm răspunsul corespunzător. Pe pagina a treia mai urmează iarăși câteva întrebări. Intenționați să implementați în următorii 2 ani acțiuni de ecologizare? În cazul în care răspunsul este da, mai aveți de completat câteva spații libere, după cum vedeți. În cazul nostru nu avem activitate pentru anul 2018, respectiv vom completa doar pentru anul 2019. Completați, deci, cantitățile utilizate anual.
Iarăși voi pune niște cifre alese la întâmplare. În continuare, trebuie să selectați acțiunile de ecologizare pe care ați dori să le implementați prin intermediul programului. La compartimentul privind valoarea estimativă a proiectului investițional, completați câmpurile în conformitate cu hotărârea de guvern, unde indicați valoarea grantului solicitat fie până la 200.000 de lei, ceea ce constituie 70% din valoarea totală a investițiilor, sau 500.000 de lei, ceea ce constituie 50% din valoarea totală a investițiilor. În acest caz, selectăm, de exemplu, 500.000 de lei, contribuția proprie revine 250.000 de lei, iar finanțarea nerambursabilă, de asemenea, 250.000 de lei. În continuare, indicați ce vă motivează să aplicați la acest program. După ce am completat toate spațiile libere, trimitem. Excelent, formularul de aplicare a fost trimis cu succes. Pentru mai multe detalii, puteți să ne contactați la numărul de telefon și adresa de e-mail afișate pe ecran. Vă dorim succes!